nici noaptea n-am auzit, nici aseară, nici alaltă seară n-am mai auzit. Dar a început să-mi vină un miros. Mă zic, de unde o fi? De unde o veni mirosul ăsta? Zic, Doamne, ferește, zic, o crezi că, zic, o fi, că mai las geamul deschis. Zic, o fi intrat în șoarece, în șobolan, zic, o fi murit, zic. Și vreau să dau acum tot peste cap. N-am mai auzit niciun gemet, nimic. Când i-ați văzut ultima dată? Lăsați-mă să vă răspund. Că l-am văzut aici la alimentar. Pe cine? Pe el care îngrijea pe doctor. Nu știu cum îngrijea. Îl îngrijea sau ce era? Nepot ce era? Nepot, dar nu știu cine. Nu știu, eu că eu sunt mutat în chirie sau aici. Nu, astăzi stați în garsonieră, de dedesubt. Deasupra dedesubtului. Dedesubtului. Da. Și? Erau vizitați de cineva, venea cineva la ei? Nu. N-am văzut pe nimeni. Numai pe el îl vedeam pe el. Numai pe el. Și de luni sau marți nu s-a mai auzit nimic? Nu, n-am mai auzit. Și asta când s-a întâmplat? Noaptea? Noaptea, da. Noaptea a fost asta. Deci doar noaptea. Noaptea a fost. Și dimineața a doua zi nu s-a mai auzit? Da, care îl îngrijea. Să venea și îl spăla și așa curat. Da, sâmbătă, duminică, nu știu, când m-am dus eu la magazin aici, l-am văzut pe el. Și de asta zic că... Mai ales Vercur am venit de... Nici n-am știut cum mai mă chema. Obosită. N-am auzit nimic. Este domnul doctor Petre Neamțu? Da. Cel în vârstă de 75 sau 85 de ani? E 85. Da. Fost medic? Da, fost medic psihiatru. Psihiatru? La pompieri. Dar ce erau? Tată și fiu sau ce erau? Nu mai intră cu asta. Nu, nepot. A, era. Nepotăsă de domn doctor. Petrineanțu și nu știu ce era. Petrineanțu lui, nu știu ce era. Nepot. Și de când nu-i mai văzuseți? Erau de mult, de când m-ați mai... Sâmbătă sau duminică l-am văzut la alimentar aici. Bă, mai am auzit luni sau marți o vorbă. Eu stau de dedesubt la ei. Am auzit, dar până...
dar de ieri sau de alaltă ieri n-am mai auzit nimic, niciun... Că el dimineața se scula și mai dădea drumul la apă, auzeam când, că dacă mă scol, că plec la muncă și mă scol de la ora 4. Și pe la 4 jumate, 5, el dădea drumul la apă, se auzea, că făcea ceai, tot, mă rog, ce făcea omul în casă, auzeam, dar ieri, alaltă, ieri, astăzi, n-am auzit nimic, niciun semn de viață. Am înțeles. Dar a început să miroasă în casă, mă zic, ce o fi, de unde e mirosul ăsta? Dar nu mă gândeam că ei au murit de asta. Mă gândeam.